Murul roșu, sau cum îi mai spun unii, acest arbust fructifer deosebit este Tiberi, hibridul murzmeur. Acest hibrid s-a obținut prin încrucișarea zmeurului cu murul și cercetătorii au sperat să, că rezultatul va fi un fruct asemănător cu al murului, care să nu se desprinde de receptacul ca zmeura. Ați observat la zmeura are acel con în mijloc, și când tragi de zmeură, iese zmeura și rămâne conul. E, la acest hibrid, uh, la această plantă, fiind uh, având caracteristicile ambelor uh, părinți, din, uh, adică dintre mur și zmeur, uh, murul se desprinde cu totul, rămâne acel receptacol întreg, se desprinde. Dar la zmeură, cum am spus? Ei, această plantă se rupe ca la mur, însă are uh, culoarea zmeurei, dar forma murei. Bine, este conica lungită. Și uh, cercetătorii au sperat că rezultatul va fi un fruct asemănător cu al murului, care să nu se desprindă de receptacul, ca zmeura. Fiind mai puțin perisabil la transport. Din păcate, aceste dorințe nu s-au materializat, și nici gustul nu s-a dovedit a fi unul deosebit. Totuși, fructele mari se recoltează mult mai ușor și se pretează bine la industrializare. În aceste pozii, observați au, în primul rând, florile, adică fructele. Au trei sau 4 uh, flori, nu mai mult de patru. În general, trei, am observat la mine aici în grădină. De asemenea, uh, țepii. Puteți observa cât de, cât de mulți țeperi, adică perișorii aceia tari. Deci, cu mâna liberă, nu se poate pune mâna pe el. Înțeapă și îți rămâne înfiptă în piele acei țepi, să desprind dacă pești mai tare, bineînțeles, sau la cei uscați. Ce am observat? Coarda, deci culoarea corzii când se maturizează sau cum să este roșii, Deci, nizmeura nu are culoarea roșii pe băț și nici murul. Oare verde. Însă acesta această încrucișare a fost reușită și interesant că această încrucișare prima dată se pare că n-au făcut-o oamenii acolo de unde a pornit planta din Scoția. A avut-o, să pare, cineva în grădină și nu a făcut-o el. Pur și simplu această încrucișare a ieșit singură. Deci au fost muri lângă zmeură și s-au polinizat Interesant că dacă le polinizează albinile, nu putea să iasă așa. Însă, prin vânt s-au polinizat atunci. Cumva s-a polinizat, că cineva a spus că această plantă a apărut singură și nu a făcut-o el, ci a perpetuat-o și a mers mai departe. Așa. Deci, vedeți natura, ce selecție a făcut. Uh. Uitați acel lăs, lăstar lateral de rod, uscat. Deci ele rămân, rămân până apar noile, noi lăstari laterali care fac fructe. Rămân acolo și se desprind singuri. Ori cad singur, ori le curățăm noi. Observați din nou cele trei, fructe, cele trei flori care o să facă fructe. Florile, îmi plac frunzile în mod deosebit. Este o plantă care o apreciez foarte mult, mai mult aproape ca zmeura și ca murul, însă mai mult îmi place murul. De asemenea, planta e plină de țepi. Și pe coardă am observat și pe frunzii, dacă te uiți atent, au pe margini acei perișori care alungă gâzile. Dar și florile, o să vă arăt. Florile au și ele perișori, acei țepi fin care sunt de dăunătorii. Insectele totuși este vulnerabilă în fața unor dăunători, de exemplu cum e musculița zmeurului, și al murului. Deci neavând cum să intre prin plantă, plantă intre prin flori. Interesant, nu? Apoi distrugi planta, o usucă și practic este inutilizabil. Uitați cei perișori, câți de deși sunt. Deci are, are un sistem de apărare și e foarte bun. Acestea sunt noi lăstari de rod pentru la anul. Deci acum suntem la... Am trecut de jumătatea lunii aprilie și au emis lăstarii de rod pentru la anul, care trebuie, bineînțeles, îngrijiți, stropiți la timp pentru nu a intra acest, acest dăunător, pentru că am avut probleme cu el în grădină anul acesta, 2020. Adică în 2019 au intrat. Și anul ăsta am fost nevoit să tai multe din ele pentru că nu le-a uscat acel dăurător. Le-a stricat și ne -a avut ce să fac cu ele, am curățat, am tăiat fără milă din ele. Dar oricum este o plantă deosebită, trebuie stropită la timp cu maceratul de urzică care este foarte bun. Deci și hrănești planta, este și bio, nu dai cu chimicale la ea și o poți stropi până aproape să mărească plantele, pentru că maceratul acela de urzică miroase foarte puternic. Și uitați din nou acei acei perișori, noi lăstari de rod. Aici, datorită tehnologiei, am putut să fac asta, să arat, să scot în evidență cum arată planta de aproape, da? Aici sunt doar la de rău. Uitați, au, până și florile au țepi, au perișorii acei, acel, ia e sistemul ei de apărare. E foarte interesant. Uitați, țepi să văd, i-am scos în evidență. Deci, iarăși, țepii Bine, plant, fructele sunt foarte mari și foarte frumoase, foarte deosebite. Sunt chiar gustoase, chiar dacă sunt acrișoare, dar sunt foarte mari. Deci când mănânci două, trei muri de astea sau zmeură, simți că mănânci ceva bun. Și vă încurajez să aveți în grădină asemenea plantă, pentru că este deosebită.